Lemnele de foc sunt mai scumpe în acest an. Prețurile sunt în medie cu 15-20% mai mari față de aceeași perioadă anului trecut. Potrivit autorităților, majorarea se datorează în primul rând scumpirii carburanților și transportului. Între timp, Ministerul Mediului susține că Moldova evaluează care vor fi necesitățile de lemn pentru această iarnă, dar dă asigurări că ar fi stocuri suficiente, iar în caz de urgență am putea cumpăra lemn din România, așa cum s-a întâmplat și anul trecut. Ministerul Mediului susține că în prezent sunt evaluate stocurile care vor fi vândute populației. Prețul la lemn, evident că s-a mărit, ținând cont de faptul că s-au scumpit și carburanții și lucrările s-au mărit. Avem stocuri suficiente, dar în cazul în care iarna va fi mult mai geroasă, și reieșind din volumele de lemn care putem să ne permitem să le tăiem conform planului, trebuie să facem aceste evaluări. Avem o înțelegere prealabilă cu autoritățile din România că în cazul în care vom avea nevoie de lemn suplimentar, vom face adresare repetată către ei. În prezent, la întreprinderile silvice, un metru ster de lemn moale costă între 400 și 650 de lei, iar lemnul de foc tare între 900 și 1200 de lei. Spre comparație, anul trecut, prețul unui metru ster de lemn moale varia între 350 și 475 de lei, iar cel tare între 550 și 875 de lei. Față de sezonul de anul trecut, din toamna anului trecut, da, prețurile sunt mai mari, dar din aprilie prețurile nu au mai crescut și nu vor crește până în aprilie anul viitor. Puținele majorări care vor fi se vor datora cheltuielilor de transport, încărcare și descărcare din toamna acestui an. Pe strada Calea Basarabiei, prețurile sunt însă și mai mari și ajung până la 1600-1800 de lei pentru un metru ster de lemn tare. Comercianții spun că au și motive pentru a ține prețul ridicat, pentru că unii din ei refuză să vorbească cu jurnaliștii, am folosit o cameră ascunsă. Bună ziua! De cât sunt lemnele? 1400. Cât? 1400. 1400. Sau până 1600. Am trecut parcheri au leac mai ieftin. Transportul, la duc departe, la duc de la 80 km. Pădurile ce sparg. Kilometri parte, dreapta, da. Acolo. Ei chiar se prie, stai în auștie. Eu din 2000 lucrez, deja prețuri nu. Lemn la general, la muie, la tăiere, chiar și defrișuri date, n-au. Saltului tăietă, o rămas numai și aia. Ce afectează? Transportul, el dacă îl târâi la Căușeni sau de cine știu unde lemnul ăsta, când era 6 solearcă și apoi 24. Acum? Dar față de am trecut tot... Nu lemnul tot același preț. Nu știi cum când ați fi mai răși. Atunci de-am lemnul nu, greu îl scoți din pădure. Trebuie tehnic, tehnic performant care poate să-l scoată la mare. Atunci de-am preț poate să-l deși. E mai scump oleac decât am trecut. Cam cu cât? Cu câteva... 10-20%? Da, 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 da. Dar de ce? Vedeți, pădurile nu stai, nu se încolo, încoace și de atâta și mai scumpșor. Băieții n-au de unde aduce. Dacă ninja și uleacă mai... Ați mai ridici 102 de lei, să ridici. La prețul lemnelor se adaugă și cheltuielile de transport, care sunt de 14 lei per kilometru doar într-o direcție. 100 de kilometri, 14.400 încolo, 1.400 înapoi. Se primește 2.800 în transport. Potrivit datelor Moldsilva, în prezent, în stocurile din ocolurile silvice din țară sunt disponibile în jur de 10.000 de metri steri de lemn tare, 6.500 de metri steri de lemn moale și în jur de 830 de metri steri de rășinoase.